about this thing for touch the road. Tell them say we ready, keep them on the country load. Shall know say we no regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. Naga death, no taga, make no money, that's for sure. Bet you never know, bet you never know. We are like the badness, we are like the globe. Bet you never know. N-are nimic. Ușor, ușor, ușor. Salutare din nou. Începem vlogul în forță. Sunt cu Iosif și cu încă un băiat cu o motocicletă. Să mai vin că trebuie cu ATV-ul. Am început în forță că nu mă așteptam să intrăm chiar din prima pe aici. Ia că am pierdut pe băieți puțin, da? Ia să vedem, cred că pe aici. Unde bana mea sunt, mă, băieți? Cred că e bine pe aici, pe unde mai cred și sper. Erau în fața mea și au dispărut. Până am făcut camera, până am reglat-o, până am setat-o. Da, eu zic că pe aici este drumul. Nu, e bine, e bine pe aici. Sau nu, a? Unde căcat. Oh, să-mi ba da. Mamă, ce m-a aruncat. Deci dacă n-aveam bulbarul la faza asta, îl cotonăgeam bine. Deci nu-mi dau seama pe unde s-au dus băieții. Ia să vă bulbarul dacă are ceva. S-a înduit cât de cât, dar îl facem noi. S-a înduit puțin, asta e. Trebuie dat jos și îndreptat acolo și dacă vopsit. Bă, dar pe unde? Să-mi bag picioarele, că te-am pierdut, frate. Suntem înapoi, bă, suntem înapoi. Pe unde am venit? Da, vină pe unde, pe unde te-ai dus, vină înapoi. Pe la apă, pe acolo, nu? Pe unde am urcat? Hai, pa, pa, te pupa. Ai vrea să rămân aici? Nu. No. Păi eu zic că pe aici e bine, cum am venit. Cel puțin dacă mă iau după GPS e bine. Nu, drumul pe care trebuie să ajung în dreapta, uite o veveriță. E în dreapta jos. Bă, dar ce am pierdut după ei din vizor? Mă uitam pe cameră, s-o sătesc, s-o aia. Și vorba aia, când am pornit camera, băieți, erau în fața mea. Ia să văd, da, mă, pe aici e bine, e bine, e bine, e bine. Acum am întâlnit și cu Iosif, l-am
găsit. Nu știu, eu am luat-o printr-o parte, eu am luat-o pe altă parte, n-am fost atent la drum și tot așa. Da, știu. Acum ne-am pus la drum. Ce fel sună la drum? Zici că merge pe autostradă. Ia, băgăm 4x4, îl dăm în greu și dăm bătaie. Și așa vreau să mă pun să vopsesc bulbarul pe față, zbunii zgrea și așa, și ala pe spate. Bă, ala pe față îl fac pe tot. Acum am prins pe față, bulbarul nu este drept, este... Nu știu cum să explic. Curbat, cred că zic bine. Când intri în ceva în obstacol, să te arunci stânga-dreapta, să nu-l lovești chiar frontal, să te... Să atenueze un pic șocul și înduitura. Am tras acum un bulbar într-un copac. M-am băgat pe un șanț și m-a aruncat. Ai căzut? Nu, l-am îndoit puțin în stânga jos. La vrei spun ceva? Dacă nu l-aveam, carenaș, far, decât și radiatorul spărgeam. Ce? A, nu, e lui, așa mi-a venit. Ce faci? Hai să mergem la băieți. Nu mai dispăru sărbeatul cu motorul după... Dă-te! Dă-i gaz, că mă trag de copac! Auzi? Se dea drumul la troliu? Nu tare, ușor! Ușurel! Așa, ăla e tata! Bine! Ușor! Bă! Ce? Hai! Ușor! N-are nimic! Lasă-te! Ține frâna! De ce? Lasă că a căzut pe moale. Toro. Bravo, tată! Dă-te șpițuri! Talent! Ce zici? Vă dau
destul de interesant traseul astăzi. Bă. Mamă, ce s-a... Asta este trag frâna pe față. Ce s-a dus, bă? Ha? S-a făcut ceva, nu? Bă, la ce s-a dus, mă? Știu. Două daune până acum. Fii atent! Mai degrabă vii pe aici. N-are nimic, a? Stai că vin. Dă-te jos, așa. Stai. Ușor. Bine, dar nu? Nu, cu copacul. Că dacă nu se oprea în copac... Dar și tu care este duce acolo, că spatele era în aer. Dă-i! În spate! Dacă îi dai, îi dai tare din prima. Îi dai la primul. Stai acolo, nu-i mai da. Bravo!